CFR nu a putut profita de remiza celor de la FCSB și a făcut și ea tot 1-1 cu Hermannstadt. L-am putea deschide scorul pentru liderul din Liga 1, dar compania a scos de pe linia porții. După jumătate de oră, Tătarii a redus la tăcere pe fanii din Gruia, a executat perfect o lovitură liberă și l-a lăsat fără replică pe Arlauskis. CFR s-a întors în atac, dar Căbuzi a refuzat golul sezonului lui Țucudean. Liderul a beneficiat de un penalti în startul reprizei a doua, dar Căbuz l-a blocat din nou pe Țucudean, apoi i-a refuzat golul și lui Deac. Seria ratărilor clujene a continuat cu bara lui Camora. Mingea a sărit la Deac, dar sibienii au mai scos o dată de pe linia porții. Până la urmă, egalarea a venit tot de la golgheterul Țucudean, care a marcat al 14-lea său gol din acest sezon. Putea să facă imediat dublă, dar mingea a ocolit de puțin poarta, iar CFR Hermannstadt s-a terminat 1-1.